În timp ce colegii lui se pregătesc de barajul pentru calificarea la mondiale, Gavi Tamaș se pregătește pentru convocarea la tribunal. Fotbalistul de la Națională riscă ani de închisoare pentru că s-a luat de polițiștii care l-au dus la secție după loviturile în Termopane și va fi adus la judecată chiar de polițiști dacă refuză să apară la următorul termen. Tamaș a rezolvat problema cu locatarii cărora le-a plătit 3.000 de lei pentru ușa spartă. Astăzi și-au retras plângerea penală pentru distrugere. Dacă ne place scandalul, așa suntem noi români, nu numai scandalul. S-a mai cumințit? Deocamdată n-am mai văzut nimic în viață. Cred că da. Am înțeles de la fratele lui că a fost la botez la... și a fost foarte cumit. N-ar mai fi pus gura deloc pe alcool de când cu scandalul de la Cluj. Dar la judecata de astăzi, pentru faulturile la termopanul unui bloc, Gabi Tamaș n-a ajuns. El știe că data viitoare va fi adus cu mandat, nu? Dacă nu se va prezenta. Da, normal. Tamaș Gabriel este imposibilitate de prezentare. Acesta se află în derularea unor tratative cu privire la semnarea unui contract. Desemnat, Tamaș mai poate semna încă abia pe 1 ianuarie, când este perioada de transferuri. Până atunci negociază cu echipele. Cu păgubiții a rezolvat problema. Asociația de proprietari și-a retras plângerea penală cu privire la infracțiunea de distrugere. S-a dat și prejudiciu? Da. Ușa spartă l-a costat pe Tamaș 3.000 de lei. Le-a dat banii locatarilor blocului în care a făcut scandal și ei au retras plângerea. Polițiștii pe care i-ar fi înjurat și i-a amenințat cu bătaia n-au făcut pasul înapoi. Iar pentru ultraj împotriva bunelor moravuri, fotbalistul de naționale riscă ani de închisoare chiar. A insultat organul. Trebuie să-i dea vreo 5-6 ani de pușcărie pentru asta. Alții care fură miliarde sau fac nu mai știu ce... În mai puțin de o lună, Tamaș este convocat la tribunal. Între timp îi va privi din tribună pe colegii de la Națională care joacă barajul pentru calificarea la campionatul mondial din Brazilia.